Bună tuturor! Acum vom face meditația iertării totale. Este nevoie să luați loc pe un scaun, fotoliu sau pe pat, să fiți cât mai comozi, astfel încât nicio parte a corpului vostru să nu întâmpine vreo rezistență. Rezistență care vă poate scoate din acea stare alfa la care ajungeți în urma meditației. Așezați-vă comod, închideți ochii și începeți să vă relaxați capul. Se relaxează gâtul vostru, pieptul se relaxează, abdomenul se relaxează, brațele, picioarele se relaxează, întreg corpul vostru se relaxează. Ușor, ușor. Și cu cât vă relaxați mai adânc, cu atât mai bine vă simțiți și intrați într-o stare de relaxare mai profundă. Cu fiecare inspirație, expirație, relaxarea voastră crește, se dublează și intri mai adânc, mai profund în starea de relaxare. Orice sunet auzi în jurul tău, orice muzică, te ajută să intri mai adânc, mai profund în starea alfa. Inspir, expir, respiră încet. Inspir pe nas, expir pe gură. Inspir energie pură și toată această energie o duci în cap. Inspir energie, expir aer. Inspir energie, dai afară aer. Inspir lent și duci toată energia în cap, creând în jurul tău un câmp electromagnetic. Îți folosești imaginația pentru a vedea acest câmp ce se creează în jurul capului și corpului tău. Îl poți vedea cu ochii minții, acest câmp electromagnetic, îl poți simți în jurul tău. Inspir pe nas, lent, și simți energia. Simți câmpul din jurul tău. Acum ești conectat la sursă, la acel nivel de vibrație specific iertării. Folosește-ți imaginația. Poți vedea cum se deschide canalul de lumină deasupra capului tău.
este asemeni unui portal. Intrați în acel flux de energie ce vine din acel portal și care vă ajută să vă conectați corpul vostru fizic, mental și energetic total. Cu ajutorul imaginației, formați imaginea unei lumânări care arde. Această lumânare se află în fața voastră. Inspir, expir. Și cu fiecare expirație, placăra lumânării crește. Inspir lent, expir. Placăra crește și mai tare. Vezi cum flacăra crește cu fiecare expirație și ajunge la înălțimea unui om. În spatele flăcării formați chipurile omului sau oamenilor care v-au supărat. Pot fi 1, 2, 5 persoane. Flacăra îi cuprinde total. Și acum rostiți din inimă, în gând sau cu blastare. Iartă-mă, Tată Ceresc, pentru că am ținut atât de mult timp în inima mea neiertarea față de acești oameni. Îi iert, le trimit dragoste și bunătate. Prin lumina acestei flăcări, ei primesc tot ce este mai bun pentru sufletul lor. Repetăm. Iartă-mă, Tată Ceresc, pentru că am ținut atât de mult timp în inima mea neiertarea față de acești oameni. Îi iert și le trimit dragoste și bunătate. Prin lumina flăcării, ei primesc tot ce este mai bun pentru sufletul lor. Repetăm. Iartă-mă, Tată Ceresc, pentru că am ținut atât de mult timp în inima mea neiertarea față de acești oameni. Îi iert și le trimit dragoste și bunătate. Prin lumina flăcării,
Ei primesc tot ce este mai bun pentru sufletul lor. Puteți vedea cum această rugăciune s-a format sub forma unei sfere de energie în flacăra lumânării, luăm cu ambele brațe această flacără cu tot cu sfera creată și o trimitem în Univers către Sursă, către Dumnezeu, printr-o expirație profundă. Rugăciunea a plecat prin canalul deschis deasupra capului nostru, în Sursa Divină, care va ști cel mai bine ce are de făcut pentru iertarea voastră și a celor persoane pe care le-ați văzut în spatele flăcării. Ușor revenim la normal, deschidem ochii și suntem recunoscători pentru această meditație și pentru această rugăciune divină. O puteți repeta de câte ori simțiți nevoia. Să vă fie de bine!